Domnilor consilieri, stimați invitați, în calitate de reprezentant al prefectului județului Cluj, îmi revine deosebită onoare să deschid astăzi lucrările ședinței dumneavoastră și vă propun să începem această ședință cu intonarea imnului de stat. Sincere felicitări noului Consiliu Local, prin a adresa mulțumiri vechilor membri al Consiliului Local și vechiului primar. De asemenea, aș dori să-i adresez sincere felicitări domnului primar, să-i dorim să aibă parte de un mandat ușor, să aibă parte de colaborarea dumneavoastră și îl asigurăm în continuare de tot sprijinul nostru. Constatăm că din cei 13 consilieri locali sunt prezenți toți cei 13 consilieri, drept pentru care, în temeiul articolului 30, ședința de constituire este legală. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 31 din legea 215, în continuare, lucrările ședinței vor fi conduse de cel mai în vârstă dintre consilieri, asistați de doi dintre cei mai tineri. Din evidențele noastre, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Chirilă Nicodin, pe care îl invităm alături de noi, și pe domnii Galea Vasile și Ciobanu Lucian, cei mai tineri dintre consilieri. Și rugăm să preia lucrările ședinței. Preluând conducerea lucrărilor ședinței, dorim să vă asigurăm că ne vom achita în cele mai bune condiții de această obligație, respectând în totalitate prevederile legii. La ședința noastră de constituire, alături de consilierii locali declarați aleși la data de 5 iunie 2016, sunt prezenți președintele biroului electoral al circunscripției, cadre de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Comunei Luna, al serviciilor publice și instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Luna, precum și reprezentanți mass media și invitați. Stimați colegi consilieri, stimate domnule primar ales, permiteți-mi să vă propun spre aprobare proiectul ordinei de zi. La punctul 1 avem constituirea grupurilor de consilieri local. La punctul 2 aprobarea componenței numerice și alegerea nominală a membrilor comisiei de validare. La punctul 3 validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 5 iunie 2016. Punctul 4 depunerea jurământului de către consilierii locali validați și declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Luna. La punctul 5, alegerea președintelui de ședință.
La punctul 6, depunerea jurământului de către primarul Comunei Luna. La punctul 7, alegerea viceprimarului Luna. La punctul 8, depunerea jurământului de către viceprimarul Comunei Luna. La punctul 9, organizarea comisiilor de specialitate. Cineva din comisie să citească procesul verbal. Președinte. Lasă-le că... Bună ziua! Eu am fost aleasă la președinte a comisiei de validare. Domnilor comisie, stimați invitați, Comisia de Validare a Consiliului Local al Comunei Luna aleasă în fața prevederilor articolului 32 aliniatul 2 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată a procedat la verificarea documentelor în baza cărora au fost declarați aleși consilieri în Consiliul Local în alegerile ce au avut loc în data de 5.6.2016. Comisia de validare a examinat pentru fiecare consilier în parte documentele cuprinse în dosarele de alegeri puse la dispoziție de biroul electoral al circumscripției numărul 48 din Luna. Și acum o să vă prezint aleșii locali din Consiliul Local Luna, pentru care se votează pentru fiecare în parte. Budăcean Florin. Chirilă Nicodim. Ciobanul Lucian Gheorghe. Dumitru Gabriela Marcela. Galia Vasile. Giurgiu Dorel. Giurgiu Gheorghe. Chirian Cornel Ambrozie, Mărginean Mihail, Păcurar Silviu Daniel, Rupa Ștefan, Rusu Ioan, Tomuță Voicu Mircea. Vreau să vă reamintesc de asemenea că nu s-a depus nicio contestație asupra valabilității alegerilor consilierilor. Comisia de validare informează Consiliul Local că toți cei 13 consilieri au fost declarați aleși în conformitate cu prevederile Constituției și a legii numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală. Întrucât domnul Giurgiu Aurel a fost ales primar în data de 5.6.2016, iar acesta a declarat că renunță la mandatul de consilier local, Comisia propune validarea mandatului domnului Chirilă Nicodim, primul supleant din partea PSD. Vă rog să votați. Nu? Nu? Bine. De asemenea, văzând adresa trimisă de PNL, filiala Cluj, prin care se transmite faptul că domnul Tior Laurențiu renunță la mandatul de consilier local, Comisia propune validarea mandatului domnului Păcurariu Silviu Daniel, primul supleant din partea PNL. Eu vă mulțumesc frumos. Fac o rectificare și vă spun următoarele. Vom supune din nou la vot deschis prin ridicare de mâini validarea mandatelor consilierilor separat în ordine alfabetică, așa cum a spus și doamna președintă a Comisiei de Validare, cu precizarea că persoana supusă validării nu participă la vot. Validarea sau invalidarea mandatului se face cu votul majorității consilierilor prezent la ședință. Dar acum, din nou vă supun spre aprobare. Budăcean Iustin, cine este pentru? Florin. Corectificare, scuzați. Dacă este cineva împotrivă sau se abține cineva. Mulțumesc în unanimitate. Chirilă Nicodim, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. Mulțumesc. După. Dumitru Gabriela Marcela, cine este pentru? Împotrivă dacă se abține cineva. Mulțumesc. Galia Vasile, cine este pentru? Împotrivă dacă se abține cineva. Giurgiu Dorel, cine este pentru?
Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Hirian Cornel Ambrosie. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Mărcinean Mihai. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Făcurar Silviu Danel. Cine este pentru? Vă rog să nu votați. Dacă se abține cineva. Împotrivă. Nu-i nimeni. Rupa Ștefan. Cine este pentru? Vă rog să nu votați. Împotrivă sau dacă se abține cineva. Mulțumesc. Rusu Ioan. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă se abține cineva. Tomuța Voicu Mircea. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. Deci în... La Cioban. Cioban, Giurgiu. Giurgiu Gheorghe. Da. Ciobanul Lucian Gheorghe. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Giurgiu Gheorghe. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Îmi cer scuze colegilor consilieri pentru omisiunea făcută. Vă mai precizez faptul că în conformitate cu prevederile articolului 31 din legea 215 din 2001, hotărârea de validare sau invalidare a mandatului poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenți la ședințe de la comunicare. Depunerea jurământului de către consilierii locali validat și declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Luna. Consilierii locali, ai căror mandate sunt validate, vor depune în fața asistenței jurământul prevăzut de articolul 32 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, după următoarea procedură. Secretarul Unității Administrativ Teritoriale va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică, în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie. Va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul de credință imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează în două exemplare, din care unul va fi înmânat consilierului local și celălalt va rămâne la sediul consiliului local. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept. Urmând a se proceda la completarea Consiliului Local conform prevederilor locale. Vă rog să începem depunerea jurământului. Jur. 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 Domnul Chirilă. Jur. Domnul Ciobanu Lucian. Jur. Jur.
Doamna Dumitru Gabriela. Jur. Domnul Gala Vasile. Jur. Domnul Giurgiu Dorel. Jur. Domnul Giurgiu Gheorghe. Jur. Domnul Hirian Cornel. Jur. Domnul Mărginean Mihail. Jur. Domnul Păcurariu Silviu. Jur. Domnul Rupa Ștefan. Jur. Domnul Rusu Ioan. Jur. Tomuță Voicu. Jur. Doresc să fac următoarele precizări. În conformitate cu prevederile articolului 4 din legea 176 din 2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, aleșii locali au obligația depunerii declarației de avere și de interes. Subliniez faptul că aleșii locali au obligația să depună sau să actualizeze declarația de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. De asemenea, articolul 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 24 din 2008 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității stabilește obligația persoanelor alese, cu excepția celor care la data de 22 decembrie 89 nu îndeplinise vârsta de 16 ani, de a face o declarație pe proprie răspundere în sensul de a preciza dacă au avut sau nu calitate de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia. Pentru acest lucru veți primi fiecare de la secretarul Unității Administrative Teritoriale pentru completare și depunere câte un imprimat privind declarația de avere, declarația de interese, declarație pe proprie răspundere. Primele două declarații vor fi depuse de secretarul Unității Administrative Teritoriale, iar ultima declarație se va depune la primarul comunei. În termen de 15 zile de la data începerii activității la Consiliul Local al Comunei Luna, respectiv la data validării în funcție și a depunerii jurământului. După declararea Consiliului ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Deci,
Legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulteriore, supunem la vot proiectul de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Luna. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, în unanimitate de voturi, Consiliul Local al Comunei Luna este legal constituit, lucru constatat prin hotărârea numărul... Doresc să fac acum următoarele... Alegerea președintelui de ședință. După declararea Consiliului ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Alegerea se face prin vot deschis al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni. După alegerea președintelui de ședință, acesta preia conducerea lucrărilor Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 35, alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215, republicată, cu modificările și completările ulteriore, supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului care va fi ales. A fost făcută propunerea pentru Mărginan Mihai. S-a făcut propunerea pentru Mărginan Mihai. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc! Deci Consiliul Local este legal constituit și poate lucra în lucru constatat prin această hotărâre. Citește parla. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Luna. În cadrul acestui punct al ordinii de zi, are cuvântul. Doamna Deac, reprezentanta Prefecturii Cluj. Da, o să dau citire încheierii de ședințe. Încheierii civile numărul 1795 din 2016, pronunțată de judecătoria Turda în dosarul numărul 3083 pe 328 pe 2016. În numele legii, instanța hotărăște. Admite cererea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 48. În baza prevederilor articolului 58, alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2001, coroborat cu articolul 103, alineatul 5 din legea 115 pe 2015, validează alegerea domnului Giurgiu Aurel în funcția de primar al Comunei Luna, irevocabilă, pronunțată în ședință publică azi, 8 iunie 2016. În continuare, îl invităm pe domnul primar să depună jurământul alegerii de procedura de depunere a jurământului a domnului primar, spre deosebire de domnii consilieri locali, este următoarea. Domnul primar va da citire în integralitate jurământului, prevăzut de articolul de legea 215. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Luna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Îl invită pe domnul președinte
de ședință să înmâneze eșarfa domnului primar, ca semn distinctiv al primarului. Cu acestea, atribuțiile mele de președinte decan de vârstă s-au încheiat. Dau cuvântul domnului președinte ales pentru a continua ședința de constituire. La cunoștință că exercitarea votului se face în cabina specială amenajată, putându-se folosi la alegere una care în colțul din funda sălii. Deci, votul este secret și vă rog să vă exercitați votul în ordine alfabetică, nu? După care se introduc buletinele de vot în urnă. În ordine alfabetică. Eu. Este nou viceprimar al Comunei. Da, depunea jurământului de către viceprimar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Luna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În continuare, aș vrea să faceți propuneri pentru constituirea comisiilor de lucru în Consiliul Local. Comisia 1. La buget finanță. În primul rând, aș vrea să propui numărul comisiilor. Deci este o comisie de buget finanță, nu? A doua de agricultură și învățământ. Nu. Agricultură și a treia de învățământ și sport. Da. Dacă sunteți de acord cu numărul de 3 comisii. Pentru prima comisie, dacă se fac propuneri. Domnul Giurgiu. Originalii Dumitru Gaudiana și deci din partea PSD-ului Marginean Mihai, Dumitru Gabriela și Vodăcean Florin. Din partea PNL-ului
Și încă. Deci, domnul Ciobanu și domnul Păcurat Daniel. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Comisia 2. Propuneri. Domnul Tomuță. Cusu Ioan, Cusu Ioan, Cusu Ciu Ciu Ciu. Câți membri? 5. Și cum să... Deci propunerea de la, din partea PNL-ului Tomuța Voicu, Rusu, Ioan și Giurgiu Gheorghe. De la PSD. Galea. Deci din partea PSD-ului Chirilă Nicodin, Galea Vasile și Giurgiu. Propune. Deci trei propuneri și la PSD. Pentru a intra în legalitate, propunem numărul la vot. Dacă de la PSD sunteți de acord cu numărul de 3, vă rog să votați. 1, 2... Și nu am depus 3. Da, da. Ce faci? Propun la vot fiecare propun. Propun și la vot și propunerea PNL-ului. Deja e bătaie de joc. Dar pune la vot, ce bătăie? Bine. Deci, domnilor consilieri, rugămintea mea este ca fiecare dintre dumneavoastră să se regăsească obligatoriu în cel puțin o comisie. O persoană, un consilier local, poate să figureze în două sau mai multe comisii cu precizarea că nu veți fi remunerați decât pentru comisia de bază. Eu vă propun să faceți o pauză de 5 minute, să vă înțelegeți și pe urmă să reveniți în sală cu propunerile. Aia, nu are mai bun, înțelegi, nu are nimic de la bun. Fiecare are propunerea lui, nu are nimic de la bun. Dragi părinți, stimați invitați, dragi locuitori ai Comunei Luna, ne aflăm în fața unui nou început, putem să spunem, după 4 ani. Eu am fost reales în funcția de viceprimar, de primar, s-a schimbat în marea majoritate Consiliul Local. Sigur că ne așteaptă 4 ani de muncă, 4 ani de muncă grea. Avem atâtea de făcut pentru Comuna Luna, pentru toate trei satele. Vreau să vă spun, în ceea ce ne privește pe noi, pe mine ca primar, grupul nostru PSD și cred că și colegii de la PNL, scopul nostru ajungând aici este ca să facem, să progresăm Comuna, să arate într-adevărat ca o comună europeană. Aș vrea să știți principalele noastre idei, principalele noastre proiecte sunt terminarea infrastructurii, adică apă, canal, străzi, trotuare și pe urmă, după ce le terminăm astea toate, o să trecem și noi ca domnii colegi de la oraș, la panseluțe, la pomișori ornamentali și pe urmă. Vreau să vă spun că și fac un apel aici la toți colegii, consilieri, indiferent de partid. Campania electorală s-a terminat. S-a terminat de 3 săptămâni, a venit timpul, am depus jurământul în slujba cetățeanului, în slujba comunei. Vă rog, din suflet, terminați cu politica, cu partidul, nu contează în ziua de astăzi ce partid suntem, că suntem PSD, PNL sau independenți, avem de muncit. Lăsăm orgoliile deoparte, asta este viața. Dumnezeu așa lăsat, unii câștigă, unii pierd.
Trebuie să știm și să câștigăm, trebuie să știm și să pierdem. Trebuie... Asta cred că sunt obiectivele principale și care, dacă nu facem politică la primărie și consider că în administrația publică nu are rost să facem politică. În administrația politică trebuie să facem într-adevăr administrație. Să vedem necazurile oamenilor, problemele lor de zi cu zi, iar cele grele și cele mari care ne privesc pe noi, pe legislativ și pe executiv, să dăm dovadă de oameni maturi, de oameni cu competenți, pentru că să nu uităm, nu ne-am pus noi aici, ne-au pus câteva sute de oameni, mii de oameni care au fost la vot. Dar să știi că acești oameni nu ne-au trimis în Consiliul Local sau pe mine ca primar, ne-au trimis, ne-au delegat deci prin votul lor ca noi să-i reprezentăm pe ei. Noi reprezentăm fiecare cetățean în Consiliul Local. Nu ne-au trebuit să facem politică sau să ne certăm sau să facem, așa, între ghilimele, să facem mișto unul de altul. Nu, deci asta, să știți, o să le taxez în Consiliul Local, nu cumva, nu vreau nici balamuc, nu vreau nici circ, nu vreau nici mișto, nu vreau nimic, vreau muncă, vreau seriozitate din partea tuturor consilierilor. Vreau și vă rog, domnilor consilieri, să fiți cu urechea plecată la cetățeni. Nu contează de pe ce stradă, e că e pe strada lângă consilierul X sau Y și are, o spus la domnul de la Grigorești o problemă, un coleg din Luna care s-a întâlnit în piață, bă, pe strada mea, uite, puteți să veniți să spuneți la primărie, da? Eu cu Mihai o să fim împreună, o să fim alături de voi. O să vedem tot concursul pentru bunul mers al comunei. Vreau să facem în acești 4 ani să schimbăm radical fața comunei, să terminăm infrastructura și pe urmă, sigur că vom avea grijă și de cei bătrâni, sigur că vom avea grijă și de tineri. Nu i-am uitat deci, nici cu sportul, nu i-am uitat nici cu cultura, deci o să încercăm să atragem tineretul în mijlocul nostru, să-i atragem prin acțiuni culturale, prin acțiuni sportive, prin care să-i atragem și sperăm prin noi investitori care vor veni în Comuna Luna sau cei care sunt și se vor dezvolta, să creăm cât mai multe locuri de muncă, ei să aibă unde să muncească și noi să ne ocupăm ca lor să le umplem timpul liber cu acțiuni culturale, sportive de bună natură și de bună calitate. Atât vreau să spun, nu vreau să vorbesc mai mult, vreau să fac mai mult pentru că vorba mai mult înțelegea omului, vreau să las faptele să vorbească, iar vă promit că o să ne întâlnim mult mai des ca și până acum. O să facem probabil trimestrial o ședință, o adunare generală în toate cele 3 sate, ca oamenii să ne și spună dacă am făcut ce am făcut bine, sau dacă vrem ce să facem, dacă facem bine, sau dacă sunt mulțumiți de munca noastră de 3 luni sau la cât timp ne vom putea întâlni. Cu asta vă mulțumesc din suflet pentru prezență, mulțumesc tuturor invitaților, vă doresc multă sănătate, bucurii și să aveți încredere în noi, în mine și cu Mihai, în Consiliul Local, indiferent, vă spun, de partidul politic, că ne vom strădui pentru bunul mers al comunii, pentru a crea niște condiții de în altă clasă în Comuna Luna. Vă mulțumesc! Înainte să se încheie prima ședință a Consiliului Local, aș invita pe preacucernicii părinți să spună o rugăminte ca să plecăm cu dreptul, cu o rugăciune, așa. Vă rog.